tradiție extraordinară rămâne a fi în municipiul Bălți de a începe primăvara cu mărțișorul, la care anual invită formația Barbu Lăutaru și oaspeții lor în Palatul Municipal de Cultură. Și această primăvară nu a fost o excepție. Aceștia au încins atmosfera de sărbătoare prin interpretarea inedită a muzicii populare. Numerele artistice sunt pregătite în exclusivitate de conducătorul și dirijorul formației Barbu Lăutaru, Mihai Vercovețchi. Acesta a uimit publicul prin originalitate și rafinament. Orchestra Barbu Lăutaru a acompaniat interpreți de muzică populară, cât și tinerele talente care s-au lansat recent în lumea muzicii. Surprizele seriei însă nu s-au terminat aici. Publicul a avut posibilitatea de a se deplasa imaginar în mai multe colțuri ale lumii, fredonând melodiile formației Dixieland. Prestația excepțională a artiștilor autohtoni au impresionat publicul. Aglomerația și îmbulzeala din sală dau dovadă de faptul că mult așteptatul eveniment bucură atât bălțenii cât și oaspeții municipiului. Niște muzicanți de elită, să spunem așa. Să ne fie sănătoși, să ne cânte, să ne veselească, să ne dă, eu știu, pace în suflet, bucurie și toate cele bune. Presele sunt foarte bune, toți sunt foarte bravo, muzica este la super, la nivelul cel mai înalt. Totul este ok. Felicitări cu prima zi de primăvară. Cel mai mult mi-a plăcut încununarea finalului orchestrei de muzică populară Barbu Lăutaru. A fost un moment extraordinar de frumos. Cred că și publicul spectator a rămas încântat și, în genere, spectacolul este foarte frumos. Printre interpreții acompaniați de orchestra Barbu Lăutaru a fost și Constantin Cibotaru, care rămâne impresionat de public ori de câte ori evoluează pe scena din Bălți. Chiar publicul de azi e atât de cald și atât de aprins, chiar le-am mulțumit din scenă și le mulțumesc și de aici, din culise. Și le spun că-s bravo și le doresc sănătate mult. Așa e la de sus, când te uiți la ceasul dus, omul e cât mai trăiești, dar la tine să rinești. Vreau să-ți Festivalul Mărțișor este la a 51-a ediție și prin acest concert bălțenii marchează sosirea primăverii.